Cred eu că ar trebui să intervină statul român să scoată aceste zone din subdezvoltare și cred că trebuie un plus de investiții. Și cum simțiți în Parlament așa? Stați acum în grupul USR, cum îi vedeți pe foștii colegi și foștii dușmani? Deși, ca să-l dați jos pe Câțu, ați spus și noastră cumva o vorbă bună acolo cu PSD-ul, cu Aurul, cu nu știu ce. Noi am avut atunci o moțiune pe care am inițiat-o. Și vedeți, dar acum sunt nu le mai stă nimic în cale. Da, nu știu ce să zic. Noi o să încercăm să facem cât se poate din opoziție, deși e greu, să trecem niște inițiative legislative, să comunicăm cu oamenii, să argumentăm. În zona PNL-ului eu văd o foarte mare divizare între multe curente de opinie și nu vorbesc de grupul Orban, care a părăsit oficial partidul și grupul parlamentar, dar și între ceilalți sunt unii care regretă unirea asta cu PSD-ul, sunt unii care ar vrea să facă din nou cu noi vreo coaliție, unii care se gândesc că va ieșua coaliția cu PSD-ul și peste un număr de luni, dar eu chiar am spus unora că odată ce rupi o relație de încredere e foarte greu să mai reconstruiești, adică nu știu cine își imaginează că e bine și pentru țară, dar că e și ușor ca odată la 6 luni, un an, să tot desfaci ceva și să construiești altceva. Nu cred că merge așa nici în politică, nici în viață. Tinereța dumneavoastră în politică vă permite la ora asta să estimați durabilitatea proiectului PSD-PNL? Nu, de obicei nu fac pronosticuri, e foarte greu de spus. Îi vedeți mergând până la... Nu-i prea văd, pentru că cel puțin în partea PSD-ului, urmărind și o politică în ultimii 30 de ani, întotdeauna au fost, să zic, cinici și au ales opțiunea care îi favorizează pe ei. Opțiunea care îi favorizează pare să fie ieșirea de la guvernare spre 2024, dar nu maxim cred. Maxim în 2023. Pentru că PSD-ul, când o să ia rotativa în mână... Da. Dacă se ajunge acolo... Dacă se ajunge acolo, va face pe dracu' 4 să-și tragă spuza pe turtă pentru alegerile din 2024 și clar că se va rupe PSD-ul, să zic că nu putem să facem nimic cu ăștia, noi ne pregătim pentru chestia, atunci probabil va fi un motiv de rupere. Dar, pe de altă parte, dacă PNL-ul a vrut să conducă prima repriză, s-ar putea să forțeze ei, să zicem, bă, uite, vrem să facem aia. Deci și sunteți acolo. Miza anului 2024 e uriașă, sunt toate tipurile de alegeri, vor fi alegeri parlamentare odată cu alegerile prezidențiale, deci cred că toate partidele și în special cele două, PNL și PSD, se vor uita la treaba asta și își vor face calcule de așa natură. De aceea pot bănui PSD-ul că va ieși. Aveți candidat, am auzit, de domnul Drulă, se vehiculează, deci îl și văd așa candidat. Vom avea alegeri și pentru candidatura la prezidențiale interne. Nu sunt 10 oameni sau 20 care aleg. Vă mulțumesc frumos, domnule senator.